Mulțumesc, Părinte Sfântmâna. Am să stau în picioare din drag de cei care stați în picioare, din drag de mine aș fi stat jos, dar nu vreau să am o dezamăgire stând jos, să mă amăgesc stând jos. Vă mulțumesc foarte mult și să știți că mă simt ca la judecată. Pentru că acolo Mântuitorul ne spune că faptele noastre erau înaintea noastră. Știu că ați aplaudat ce am zis până acum, sperând că voi zice și de acum încolo. Eu vă mulțumesc frumos și să știți că în toată perioada aceasta, singura motivația mea ca preot a fost faptul că voi trebuie să rămâneți cu zâmbetul pe buze și ortodoxi. Vă mulțumesc foarte mult și pentru faptul că ați sprijinit foarte mult în ultimele săptămâni în biserică. Prezența dumneavoastră în sală astăzi spune că nu suntem o biserică de cetepiști. Și suntem o biserică de oameni normale, care ne dorim un spațiu în care să discutăm normal despre normalitatea relației cu Dumnezeu, chiar dacă noi suntem amăgiți sau dezamăgiți de biserică. Că nu odată sau nu de puține ori în viața noastră suntem amăgiți sau dezamăgiți noi înșine despre modul în care gândim asupra lui Hristos, asupra lui Dumnezeu, în toată prezența Lui ca Trăime, și că nu de puține ori în viață suntem amăgiți că iubim, dezamăgindu-ne că urâm. Dar nu despre asta vreau să vorbesc în seara aceasta. În seara aceasta m-am gândit să vă vorbesc despre cum se poate în România secolului acesta și în anul acesta, 2015, de la Hristos, plus minus, cum o fi, ne vor spune mai încolo bibliștii, cum se poate în astfel de condiții să ținem la Dumnezeu nu ca la o amăgire și nici ca la o dezamăgire, ci ca la Dumnezeul nostru cel viu. Mi se pare fundamental să pornim de acest mod de a trăi împreună cu Hristos toată slava pe care ne dăruiește. Și am să încep cu exercițiul Mariei Viteanca, pentru că e foarte aproape de noi. Și am să încep să vă aduc în Duminica Florilor și să trecem un pic în săptămâna patimilor, ca să ne lămurim dacă suntem cauva pe Dumnezeu. Țineți minte, sunt convins, povestea aceasta a Sfintei Maria Egipteanca e legată atât de puternic de canonul pocăinței din Postul Mare, încât ai senzația că este același text. O desfrânată convertită face mai mult decât multe alte teologii care ne sunt fâlfâite pe sub nas. Și ați remarcat că acolo unde omul voiește să se mântuiască, trebuie să pună osul la treabă. Nu suntem o biserică leneșă de oameni care score și visează la morcov, cum crede domnul Emil Moise. Dânsul a exprimat de curând că dacă s-a rugat la un morcov, s-ar putea să-l ajute. Nu putem să-l deranjăm. Biserica ne îndeamnă să fim activi. Se spune că, de fapt, marea provocare pe care ne face credința este dinamizarea credinței într-o vocație de a răspunde pe măsura chemării lui Dumnezeu. Maria Egipteanca este importantă pentru noi ca model de viață și ca icoană de mântuire, nu doar pentru că s-a pocăit, nu doar pentru că a trecut prin toate câte a trecut. De exemplu, sunt zeci de desfrânate în Alexandria, sute despre care viața nu știm nimic. Vor fi trecut multe cu corabia mare, dar nu știm nimic. Se vor fi apropiat și altele de crucea aceasta a Mântuitorului Hristos, care îi refuză Mariei Egipteanca dreptul de a fi sfert-ortodoxă, adică un sfert din ortodoxia care ar putea să o trăiască. În mod cert, Dumnezeu, ca să nu se amăgească și să se dezamăgească de Maria Egipteanca, îi cere să fie întreaga a Lui. Îi cere să schimbe cu totul viața și femeia aceasta percutează. Admite că trebuie să trăiască într-un astfel de spațiu și într-un altfel de timp pentru a putea să se redăruiască lui Dumnezeu cu fervoarea, cu patima cu care altădată se dăruia bărbaților. Pare așa un pic disconfortat să te gândești că o desfrânată e înaintea noastră la împărăție. Nu? Pare aproape deranjant că, uite, o femeie care iubește cu patimă bărbați reușește să iubească un alt soi de patimă, patimile Mântuitorului pentru a se despătimi pe sine și a se umple de Harul lui Dumnezeu. Iar pe cetea exercițiului său, după obicei, nu este nici statul în pustie, nici întâlnirea cu starețul, ci dezlegarea de păcate și primirea împărtășaniei. Arătându-se prin aceasta că tot canonul Postului Celui Mare, toată construcția Postului Celui Mare al Paștelui, nu este făcută doar să ne gândilăm ce bune am fost, ce bine am mâncat, ce bine n-am mâncat, cum am băut apă cu viermi sau fără viermi, cum am înschis și am deschis frigiderul, în ce mod ne-am construit noi acolo postul nostru de Paști cu ciuperci bune și nebune și celelalte toate. Cine arată că percutanța fundamentală în ceea ce privește postirea înseamnă a trăi cu Hristos de dragul de a te împărtăși cu Hristos. Iar a te împărtăși cu Hristos poți să o faci numai în momentul în care nu te amăgești că poți să faci toate aceste lucruri fără Hristos. În jurul nostru s-au construit piețe de desfacere a spiritualității. Fie că e vorba de secte creștine, fie de secte de alt soi, toate ne propun să lăsăm curvia, bravo, să urcăm pe corabie excepțional, să ne apropiem de crucea lui Isus și să ne apropiem de ea și să o admirăm așa de la distanță. Din când în când chiar ne propun să ascultăm glasul care vine de sus, dar niciuna nu ne propune ca din pocăința noastră să ne apropiem de trupul și sângele lui Hristos pentru a putea să ne împărtășim și pentru a fi veșnici. Prima mare amăgire spre dezamăgirea omului modern este aceasta că și-a pierdut veșnicia. Și la școală, și pe stradă, și la locurile noastre de muncă, lumea se poartă cu noi de parcă am fi câini de pripas. De parcă azi am fi și mâine dute de aci, de parcă tot ceea ce s-a construit în viața noastră nu durează decât 24 de ore, în ciuda acestui aspect fundamental, că suntem veșnici și că viața noastră este legată de Hristos, cu Dumnezeu, pentru totdeauna spre veșnicie și spre veșnicie. De aici ni se naște și marea dezamăgire a unora dintre noi, care crezându-se veșnici, imediat se crede și Dumnezeu, și încerc să-i dea cu tifla lui Dumnezeu și să-i propună lui Dumnezeu tot felul de amăgiri, în așa fel încât să se simtă bine în poziția în care stau. Toți oamenii aceștia pe care i-ați auzit în ultima perioadă, încercând să ne învețe cum este Dumnezeu, ce să vedem despre Dumnezeu, în ce direcție să luăm, unde să stăm, ce să zicem, cum să respirăm și alte multe legate de biserică, ne dovădesc odată în plus că n-au înțeles nimic din taina neamăgirii cu idolatrizarea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu ce ne cere este să fim oameni vii, legați de Dumnezeu viu, în niciun caz să nu idolatizăm pe Dumnezeu și să credem că dacă toată ziua suntem cu Dumnezeu pe buze, buzele noastre s-au transformat în inimă. El ne cere ca, purtându-L tot timpul pe Dumnezeu în inima noastră, buzele noastre să se transforme în inimă cu adevărat și să bată de dragul întâlnirii și sărutului divin cu Hristos. Sigur că o altă mare amăgire este să vorbim despre Dumnezeu cum vorbim la meciul de fotbal. România cu insulele Feroe. Adică oricât de mult am ratat, oricât de mult și de prost am alergat, tot a ieșit bine, că a ieșit bine la sfârșit. La Dumnezeu binele nu e doar la sfârșit. Pentru că sfârșitul nu e aici. Binele se crește cu fiecare clipă a vieții noastre, se dăruiește lui Dumnezeu, îi se aduce ofrandă lui Dumnezeu și se încarcă de taina aceasta binecuvântată a îndumnezeirii binelui nostru prin prezența lui Dumnezeu în binele nostru. Întrebarea aia celebră, un ateu care face bine sau rămâne ateu, e un fel de polologie, așa de pomenic pentru mediocritatea noastră, pentru că în sine a face binele înseamnă a-i dărui lui Dumnezeu dintre ale sale pentru a se îndumnezei cu ale Lui. Și odată în plus a-i cere Lui să fie de fiecare dată parte integrantă, dacă vreți, motorul care mișcă înainte tot binele pe care îl propunem. Dezamăgirea care comportă aceste amăgiri este aceea că Dumnezeu nu te iubește. Ești într-o mare dramă. Ți-ai picat un examen, ai pierdut pixul de la prietenul iubit, ți-ai agresat bluza, ți s-a rupt lanțul de la gât, n-ai prins taxiul sau ai ratat metroul. Nu te iubește Dumnezeu. Al pune pe Dumnezeu la încercare cu astfel de prostii, transformă teologia în prostologie. Și aici suntem doctori cam toți. E important să înțelegeți că Dumnezeu nu percutează la butonul nostru cu microunde doar ca să se fiarbă repede de dragul nostru într-un cuptor al cerurilor noastre. Cu distinție și cu smerenie, Hristos rămâne ca un răspuns la toate întrebările noastre, doar dacă întrebările noastre sunt fundamentale mântuirii noastre. Zile trecute spunea un tânăr ce, părinte, dacă se rezolvă aia, cred că Dumnezeu există. Și poți să stai atunci în fundul iadului tău de găie cât vrei, dar ce instalatorul tot de servicii. Până la urmă Dumnezeu nu poate să ne dezamăgească Dacă nu ne amăgim că el trebuie să percuteze la fiecare dintre cererile noastre ca un coleg de bancă, ca un camarad desăvârșit, ca unul care este pe aceeași înălțime cu noi. Pentru a fi el alături de noi, noi trebuie să fim tot timpul mereu mai sus. Trebuie să ne ridicăm. Să-i cerem lui Dumnezeu să nu trăim amărgirea că suntem Dumnezei după har, fără a face nimic pentru aceasta. Pentru că a patra și cea mai grea dintre dezamăgire creștinului modern este să viseze la creștinism. Am citit în ultimele zile tot felul de vise și vedenii. Suntem niște facebookiști între ale teologiei de te doare capul. Dom'le, cităm, fuțuim. E drept, exact în timpul liturghiei, nu știu cum Dumnezeu postează jumătate dintre mari ortodoxi pe Facebook-urile lor. Ba chiar îndrăznesc să spun că unii dintre noi la liturghie nu mai suntem atenți la iconostați cât la poza noastră de fond acolo. Nu contează predica părintului, ci ce ai reușit să cumpli și să pasezi repede ca informație fundamentală despre o fundamentală situație, unei fundamentale poziții față de un fundamental Dumnezeu personal. Acest joc de-a baba oarba, mai mult de-a oarba decât de-a baba, pe care îl facem câteodată în biserică, ne costă enorm de mult, pentru că toate energiile pe care trebuie să le orientăm către comunicarea reală cu celălalt, către părtășia cu Dumnezeu, către creșterea relației personale cu acest Dumnezeu viu, care de fiecare dată vine în întâmpinarea noastră, pentru că suntem pe sufletul Lui, se transformă într-un SMS duhovnicesc, într-un zâmbet iconic icolo, sau în câte o întristare de te doare capul, într-atât încât am început să schimbăm cuvintele în semne, iar semnele în neînsemne. Nu mai înseamnă nimic când ne zâmbim pe telefoane, nu mai înseamnă nimic câtă vreme nu încărcăm în cuvinte toate lucrurile pe care le trăim pentru a putea să le redăruim tot timpul și să le rebranduim în Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Și cea de-a cincea și cea mai grea dintre amăgiri este să crezi că nu contezi pentru Dumnezeu. Ești acolo, sigur, în cameră, fie că e cameră de cămin, fie că e cameră de apartament și ai senzația că te-am părăsit cu totul Dumnezeu. Ești într-o depresie continuă, nimic nu merge bine, s-a stricat până și soarele nu mai arde, ploaia degeaba plouă, telefonul degeaba sună. Nu, ăla nu. Dar ăla nu sună niciodată. Dar, în general, totul este degeaba. Totul e o dezamăgire totală. Ne amăgim că am fi dezamăgiți de Dumnezeu. E cea mai grea dintre toate pentru că din ea nu poți să ieși singur. Ea naște întotdeauna experiența teribilă a codependenței de Dumnezeu pentru a putea să te vindești de codependența de depresiile tale. Uneori ne încărcăm cu o boală foarte grea a unui modern. Ne autovictimizăm la nesfârșit. Eu am și la liturghie duminică dimineața, dar am de predat un proiect, între pe joi. Dar eu duminică dimineața dorm mai mult așa, ca să-mi vină ideile mai puternici. Pe luni dimineața mă trezesc, cu adevărat. Pe marți dimineața îmi beau cafeaua și miercuri noaptea scriu toată noaptea. Și din pricina că sunt obosit joi dimineața când predau lucrarea, joi, vineri, sâmbătă, duminică mă odihnesc din nou. Această proiecție dezamăgitoare a forței noastre de rezistență la proiectele care ne stau înainte se naște din incapacitatea noastră de a crede că, într-adevăr, contăm pentru Dumnezeu. Vă închipuiți dumneavoastră că există o temă dată unui tânăr care să n-aibă suportul lui Dumnezeu în realizarea ei? Vă închipuiți dumneavoastră că există o provocare acordată unui suflet tânăr care să nu aibă și sprijinul lui Dumnezeu ca acel tânăr să nu se sufoce pe cale? Vă înșelați amar. Iată de ce, în contextul acesta al Sfintei Mariei Egipteanca, trebuie să reconștientizăm un lucru fundamental. Nu e important doar modul în care ne pocăim, ci modul în care percepem pocăința noastră de Dumnezeu. Noi nu suntem un spital de nutriție în care să ne detoxifiem și să mâncăm cărăbuși spălați în lapte de pasăre doar ca să părem că suntem niște mari positori. Și suntem mai mult decât un spital de nutriție, un spital în care nutrimentul real este trupul și sângele lui Hristos. Și cu el nu ne putem juca niciodată. De ce? Mi-o spune sâmbăta lui Lazar. Pentru că în raport cu fiecare dintre noi, fie că suntem Marte, fie că suntem Marii în atitudinile noastre, sufletul nostru este Lazar, prietenul lui Dumnezeu. Noi tot timpul suntem priviți de Dumnezeu în adâncul sufletului nostru ca un Lazar care este prietenul lui Hristos. Pentru fiecare dintre noi, în parte, Hristos îl primează atunci când bolește, se apropie de moarte, moare și este îngropat. Iar taina prezenței lui Hristos înaintea noastră, în viața noastră, este că, indiferent cât de mult Marte sau Maria am fi, oameni activi sau oameni meditativi, Hristos își face timpul necesar, chiar dacă pare că întârzie, ca după câteva zile să ne învie de fiecare dată sufletul. Timpul este scurtat în raport de capacitatea noastră de a rămâne prietenii lui Dumnezeu și de a crește în această prietenie cu fiecare clipă a vieții noastre. Suntem tot timpul într-o Betanie care așteaptă ca Dumnezeu să facă minuni. Toți oamenii din jurul nostru așteaptă, uitați-vă bine, sunt avizi de minuni. Tot ce vedeți dumneavoastră că sunt pelerinaj la mormântul Părintelui Arsenie Boca, tot ce vedeți că sunt prezențe de genul acesta în care suntem împreună, tot ce vedeți că mișcă biserica, într-un fel sau altul, arată setea acestui popor de picătura de minune de care are nevoie să meargă mai înainte. Niciun popor din lumea aceasta nu trăiește pe proiecte făcute în alcovuri guvernamentale. Un popor trăiește numai în măsura în care îi se reiterează conștiința că sufletul fiecărui om care îl alcătuiește este nemuritor și că dinaintea lui nu stă doar judecata unei comisii europene sau guvernamentale, ci stă judecata lui Hristos. Și pentru că sufletul nostru este dispus să fie prieten cu Dumnezeu și Dumnezeu este dispus să facă din sufletul nostru prieten, este posibil să și fim parte integrantă a Florilor. Gândiți-vă la copiii din Ierusalim, dis de dimineață, pe când se apropie grupurile dinspre Betania. Doar noi dormim toată noaptea. Că i-au auzit pe ei mari cum vorbeau. Mă, uite ce-a făcut ăla din Nazare, l-a înviat pe Lazar, pe prietenul lui, mă, îți dai seama cum vuiau ei. Că dar nici ea nu erau altfel de țărani decât suntem noi. Ne dăm noi orășeni tot timpul, dar noi suntem așa. Niște sate mai mari cu infose. Cu Adidas și agățați de bariere câteodată. Și la un moment dat, în vuietul al copii, nu au putut dormi, au simțit agitație. Este cel mai bun aparat, care seismograful cel mai de preț la zvonuri. Gândiți-vă la nașterea Mântuitorului Hristos. Vă puteți închipui copiii absenți acolo? Noi vorbim de animăluțe, de mieluți, de magi, de păstori. Dar copiii sunt cei care preiau știrea și o împrăștie. Pentru că ei sunt, dacă vreți, pulberea de stele care luminează lumea. Ei bine, în contextul acesta, copiii n-au dormit. Ei au ieșit de departe, au filat, cum venea din stânga muntelui Măsline, așa se apropiau foarte aproape, din ce în ce mai aproape, pentru că Mântuitorul venea cu un grup mare de oameni să se întâlnească cu un grup mare de oameni. Numai că grupul cel mare de oameni care trebuia să se întâlnească cu Hristos nu erau numai oameni mari. Și ca să nu-i dezamăgească pe copii, Hristos alege cel mai mare cal alb cu aripi care exista în momentul acela la porțile Ierusalimului. Mânzul a sine. Nu râdeți. Aduceți-vă aminte de primul cocoș pe care l-ați înfruntat cu noiaua în mână în cea mai de preț bătălie pe care ați dat-o în copilărie. Cum el sărea și voi dădeați cu spada. Și el iasă și voi... Totul în copilărie are imaginea aceasta de vas fantastic. Aici este jocul lui Dumnezeu de a reîncopilărirea lumii. Se așează smerit, ca fiul al Tatălui Său, pe mânzul la sine, ca să ducă până la capăt mesajul Evangheliei necesar copiilor. E prima, dacă vreți, prima cateheză dramatizată din istoria Bisericii. Hristos smerit intră pe smeritul animăluț să se întâlnească cu cea mai smerită ființă din lume. Cu copiii. Care nu se dau biruiți. Evangheliarul nostru ortodox român îi arată pe copii în Duminica Florilor cățărați în pom. Cum ne uitam noi când eram mici și nu prea aveam bani de bilete la meciurile de fotbal, ne uitam din plopi. Până când s-a deșteptat, nu și-o tăia plopi. Hristos nu taie plopii copiilor. Îi lasă să-L vadă. se bucură de ei. Nu observăm niciun schimb, niciun dialog. Nu mai avea cum să dialogăm piețe cu copiii. Zâmbea. De aceea ziua de flori, eu sunt o zi în care floresc toate, pentru că pe fața lui Dumnezeu, care urmează să moară pentru noi, înflorește zâmbetul copiilor din jur. Osana, Osana, bine este cuvântat cel ce vine în numele Domnului. Sunt copiii care strigă ca niște oameni mari. Copiii ca profeți ai societății. Marea amăgire a vremii de acum este că li se propune copiilor să nu mai fie profeți. Șt! Stai banca ta! De la grădiniță de pe uliță până în banca universitară, ciocumii. Proștii suntem la putere. Pardon. Oamenii deosebiți suntem la putere. Hristos nu admite jocul ăsta de scenă. Ei lasă pe copii să intre în această excepțională pedagogie a rostirii adevărului cu bucurie. Și se bucură împreună cu ei. Iar apoi Evanghelia copiilor se închide. Hristos nu vrea să-i dezamăgească văzându-i pe părinților ucigași. Taina aceasta este aceea care ne obligă tot timpul să cerem ortodoxiei din noi să fie măsură dezamăgirii de amăgirea care dezamăgește. Suntem chemați de fiecare dată ca să nu ne dezamăgim, să nu ne amăgim prostește. Și crezând, să anulăm de la noi amăgirea. Omul care crede nu se amăgește. Dovadă. Cei care credeți în Iisus Hristos, nu vă amăgiți că El este un morcov zburător, în ciuda domnului profesor de filozofie. Vă știți că Iisus Hristos este a doua persoană a Sfintei Trăimi, născut, nu făcut, și celelalte toate, așa cum ne învață crezul. Iar crezul nu doar că ne învață, ci ne și protejează să nu ne amăgim de dezamăgirile prin care ne sunt crescute sufletele noastre într-o lume a amăgirilor fără sens. Observați cum, dintr-o dată, centrul de greutate este când pe Dumnezeu, când pe noi, într-un dialog în care Hristos nu vrea să ne dezamăgească niciodată. Seamănă oarecum cu povestea aceea teribilă în care puștiul, jucându-se prin curte și ascunzându-se, vine, jucându-se cu prietenii lui, cu cei mai buni prietenii lui și ascunzându-se, vine supărat la tată, la bunică său și zice, plângând, și o să întreabă, măi, picior, ce-i cu tine? Ce să fie? Ce plâng? Sunt dezamăgit. De ce? Am jucat v-ați ascunselea cu colegii mei și te-au găsit? Nu. Nu m-au găsit. Și atunci de dezamăgirea? Că nemai găsindu-mă, nu m-au mai căutat. Marea amăgire la care sunteți provocați astăzi, vă spun eu, este aceasta. Ca negăsindu-l acolo unde vi se arată cu degetul, manual, bibliografie, scolastică, să refuzați să-L mai căutați pentru că nu L-ați aflat din prima. Ori Hristos este Cel care ne soțește în vindecarea dezamăgirilor noastre, neamăgindu-ne că le poate vindeca. El n-a venit să ne vindece dezamăgirile sau amăgirile, ci nu să le vindece de moarte. De aceea e importantă toată săptămâna Patimii. Pentru că în ea nu încape altceva decât atenția sporită la Hristos, mortul nostru. La suprafață, Mântuitorul pare un înjurat, un scuipat, un dezbrăcat, un umilit. Pare că totul e pierdut. Până că și smochinul se usucă pentru că nu dă roadă. Totul pare că este distrus. Parcă și la cina cea de taină stă bucata de vită în gât, când te gândești la capăt Iuda, merge și curește. Delațiunea instituită prin lege de stat e la fel de gravă ca delațiunea născută ca să-ți protejezi mizeriile. Iuda știe ce zic și azi câțiva în vremurile noastre. Ei bine, atitudinea aceasta de Dumnezeu deșertat cu totul de slavă dumnezească, atingând maximul de deșertare, este vindecată dacă ochiul nostru coboară în cele mai de jos ale pământului. Să nu vă amăgiți niciodată privind doar în linie imediată Patima lui Hristos. Ci provocați-vă să coborâți în cele mai de jos ale pământului. Provocați-vă să stați cu morții voștri în Vinerea Mare. Și acolo, în creuzetul acela în care încă se mai chinuiau sufletele și că se mai căutau stări pentru fiecare suflet, Hristos coboară ca un împărat. El acolo nici măcar nu poate să fie vorba de amăgire. Acolo este argumentul fundamental că Domnul Hristos pentru aceasta a venit, pentru a ridica păcatele lumii. Astăzi, după masă, povesteam unui prieten la un loc de muncă. Ce greu pentru mine, ca ardelean, să recunosc că m-au convertit Ortenia. În satul din Ortenia, unde mi-a trăit adolescența datorită cumnatului meu, erau 7 biserici și un singur preot. Nu vă gândiți la prostie. Erau 7 vaci slabe. Dar bucuria pastorației acolo era faptul că se cânta de 7 ori prohodul. Începeai la 4 la prânz, la 3 la prânz, și gătai la 3 dimineața, ultimul prohod începea la 3 și ținea până la 5. Și se cânta pe bune, indiferent câți oameni erau în biserică. Mintea mea de secretarul de ce obișnuit cu chestia atee, da? A început să fie pusă în funcțiune pentru că repetam tot timpul același text pe care îl repetam și cu data la biserica din Sfântul Nicolae Mișchei. Dar acolo căpăta altă rezonanță. Știi, una e să cânti așa în fața unei sări bine. Și alta să te duci să cânti acolo într-un grupuscul limit de oameni cu jumătate surzi. Ei trebuia să-ți vadă fața ta că se bucură de cântare. Într-o dimineață, după ce am terminat a 7-a cântare a prohodului, ieșind în curte, în curtea bisericii, am văzut cum ceața dimineții se ridica de pe mormintele din cimitir, care erau toate pline de lumânări aprinse. Și atunci am înțeles că ceea ce la suprafață pare biruința morții, în cele mai de jos ale Pământului, este înviere. Pentru cei plecați ai noștri, din Vinerea Mare, începe deja vuietul învierii. Apoi mi-a fost ușor să asimilez Sâmbăta Mare ca o liturghie ce se slujește pe masa înfiptă în centrul iadului, unui iad golit de oameni și plin de Dumnezeu, că asta e sensul. De aceea, de acolo, se tot întreabă ăștia de unde vine lumina. De acolo vine lumina. Din piciorul Sfinte Mese, înfipte, în fundul iadului, în centrul său, în ziua în care Hristos a ucis moartea. Și în această bucurie a luminii care izvorăște, mi-a fost foarte ușor să nu mai cedez niciodată dezamăgirilor care mă fac să cred că uneori, în ciuda faptului că noi căutăm lumina, ea nu este acolo unde vrem să fim. Pentru că a trebuit să învățăm, și este regulă fundamentală, să luăm lumina cu noi. Iar că spunem în liturghia aceasta minunată a darului românei găsite, lumina lui Hristos luminează tuturor, înseamnă că, de fapt, luminează în toate punctele cardinale tuturor oamenilor, din toate generațiile, indiferent de structura lor, până la sfârșitul veacurilor și mult dincolo de ele. De aceea, exercițiul omului între amăgire și dezamăgire este exercițiul omului dinaintea învierii lui Hristos. Eram cu Părintele Vasile la congres la Paris, când o maică de acolo ne-a spus un lucru cât 1100 de volume de teologie. Povestea și zicea că nimic din ceea ce nu încape în liturghie nu e teologie. Deci, când vă gândiți teologic la ceva, fixați între binecuvântate este Împărăția și Opus și vedeți. Dacă ce spuneți voi ar putea fi spus în liturghie, e ok. Dacă nu, plecați acasă. Și mai beți un ceai, vă mai gândiți la ceva. E bine, asta m-a dus cu gândul la faptul că ceea ce nu este valabil în lumina învierii, nu este teologie niciodată. Tot ce ne-a provocat România umanistă, și-a pus ghilimele la umanistă, din ultimele săptămâni, este un apel la stingeți lumina. Ne deranjează. Creierele noastre nu suportă energia necreată. Inventăm energii doar ca să ne satisfacem setea de Dumnezeu, dar n-avem curaj să spunem că vom fi pururea însetați dacă această energie pe care noi inventăm și o oferăm și o dăm și vouă pe gât, nu este legată de taina aceasta teribilă a prezenței luminii învierii în viața noastră. De aceea vă spun, când vreți să ieșiți din dezamăgire și să nu vă cuprindă amăgirea, întoarceți-vă la măsura vârstei pe care o aveți. Copiii să continue să se roage. Tinerii, lăsați-vă bătuți de ploaie pe obraz și dimineața bucurați-vă de răsăritul soarelui. Ceilalți maturii, mai tragem frână o țără de la lucru și ne mai gândim că ne așteaptă și alte zile decât cele în care șefii urlă, strigă și bat din picioare. Iar vârstnicii, vă rog frumos să vă bucurați de fiecare răsărit de soare și de fiecare apus de soare, în speranța că totdeauna Dumnezeu vă va surprinde cu lumina Lui. Nu există alt mod de a trăi rezistența la amăgirea lumii de acum și la dezamăgirea lumii de acum decât exercițiul învierii. Spunem noi în fiecare seară înainte de culcare, mă rog, unii dintre noi. Au nu va fi patul acesta groapă. Și dacă nu este, ce? Noi știm că dincolo de orice groapă pe care o avem pe pământ, ne așteaptă un petec de cer, ce ne așteaptă mântuirea. Vreau să rețineți, pentru a ieși tot timpul din dezamăgire și amăgire, că iadul nu este pentru oameni. Nu vă mai încăpățânați să intrați în el. Nu o să vă iasă. Și pentru rugăciunile bisericii, și ale Sfinților care ne țin vii, pentru rugăciunea celor care ne iubesc, și nu pentru rugăciunea celor care nu ne iubesc. Toate la oaltă sunt medicamente ale vindecării de amăgirea aceasta teribilă, de a crede că nu valorăm decât un loc în iad. Fiți serioși. Nouă ne este dat raiul întreg. Gândiți-vă la Sfânta Maria Magdalena. În zor, dis de dimineață, întâlnindu-se cu Domnul, îl crede grădinar. Se adresează grădinarului și îi răspunde grădina, pentru că îi răspunde raiul. Rabunii, îi spune, învățătorile. Cu alte cuvinte, pleacă Magdalena la mormânt și se întoarce Marie, tocmai pentru că iese din amăgire și dezamăgire și se așează în credință. Iar credința înseamnă tot timpul să știi că Dumnezeu are încredere în tine. Mulțumesc!